Bună seara, dragii mei! Iată că am ajuns și în marea finală. Finală care îl va premia pe câștigător cu suma de 10.000 de euro. Acum, în jur de 10 săptămâni, erau înscriși în Academie aproximativ 4.000 de participanți. Acum au rămas doar 4. După un calcul simplu, doar 1 la 1.000 a răzbătut în marea finală. Am să le rostesc numele ca să știți cine se înfruntă în această seară. Ioana Grigore, Stefano Manzanti, italianul nostru, Andreea Bălan, și nu în ultimul rând, Mircea Zara. După cum știți, până acum lupta s-a dus pe echipe. Acum lucrurile stau altfel. Cei care se ajutau cu o idee, cu o îmbărbătare, cu tăiatul unui muș de porc, cu prepararea unui sos, acum au devenit adversari. Fiecare luptă pentru el acum. Față de edițiile precedente, acum au intervenit câteva schimbări. În primul rând, nu mai sunt 4 probe, ci doar 3. Mai complicat, este foarte adevărat. Nu mai există proba de îndemânare, nu mai există proba de gust, nu mai există proba când eu gătesc împreună cu ei și nici rețete. De acum totul s-a schimbat. De acum știința, tehnica, îndemânarea și priceperea lor, dar nu în ultimul rând imaginația, creativitatea, își vor spune cuvântul. Aceste toate criterii vor demonstra care este persoana, care este bucătarul, care este marele bucătar ce va pune mâna pe cei 10.000 de euro. Dacă ești bucătar amator și ai talent, te aștept la Academia lui Horia, sezonul numărul 2. Sună la numele afișate pe ecran sau intră pe academialuihoria.ro și înscrie-te la preselecții. Dacă ne convingi, faci echipă cu o vedetă și intri în competiție pentru premiul cel mare de 10.000 de euro. E simplu, e complicat, depinde de cât de priceput e fiecare și, nu în ultimul rând, de ce experiență are. Partea dificilă este că toate ingredientele propuse de Horia trebuie folosite la preparat. Un preparat care poate aduce concurenților 30 de puncte. Dragilor, emoții? Stefano, cum te simți? Da, ca la final. Andreea? Ioana, ai emoții? Pe val. Mamă, mamă. Tu, Mircea, n-ai treabă. Și că nu. Ok. Am să vă spun cum vom începe prima probă din finală. Eu, după cum știți, ador bucătăria românească, îmi place să gătesc bucate românești, am scris o carte, dar nu asta e important. Important e că veți găti și voi în seara asta un preparat românesc, autentic, care mi-e tare, tare drag mie. Veți găti și vreau să fiți atenți la denumirea preparatului, pentru că este tot ce veți primi de la mine ca sfat, nu rețetă. Aveți doar ingredientele. Preparatul se numește plachie de crap însoțită de dovlecei umpluți cu orez. Și veți vedea că avem un ciortan. Ciortanul este un crap mai mic. Unul cam de un kilogram și ceva, exact suficient pentru ce aveți voi nevoie. Da? Pentru acest preparat aveți nevoie, de fapt aveți nevoie de mai puține minute. Eu am hotărât că este suficient o oră. Declar din acest moment finala deschisă și vă doresc succes tuturor. Să fie. Dați-i drumul la treabă. Când am auzit că o să fie vorba de o mâncare tradițională, inițial m-am gândit ceva sarmale. După aceea, când am văzut că e pește, mi-am dat seama cam ce ar putea să fie. Recunosc că am rămas ușor mut în momentul în care am văzut peștele pe banc. Crapul, în mod deosebit, pe banc. Am înlemnit nițel. Mircea, eu sunt pe lângă tine pe aici. E bine. Da? Să mă verifici în permanență. Vreau doar să-mi spui dacă ai gătit vreodată plachie. Niciodată. Dar mănânci pește. Nu crap. Nu știam cum să prepară. Nu știam absolut nimic din ceea ce înseamnă plachie pe padele. Tu ai mai făcut așa ceva? Da, am mai făcut. Să poate face plachie. Poftim? Să o bag la cuptor. Te rog frumos, vrei să ajut eu? Da. Cam okay. La 180 de grade. Da, poate te-ai setat. 7 minute. 7 minute, ok. Ce-i drept, eu am mai gătit așa ceva și știam cam cum se face. Sunt fan pește și gătesc destul de des. Nu sunt fan crap, în schimb, adică nu prea, crapul are multe oase și nu prea gătesc. Dar tu stai în România acum, stai în sudul țării, pe malul Dunării. Știu. Aproape de malul Dunării. Da. Și n-ai mâncat plachie. Wow, nu știi ce e bun. Personal, nu prea îmi place pește de apă dulce. În general, prefer pește de mare. Fiind italian, fiind la
marea la doi pași de casa, general folosesc pește de mare. Te-ai apucat să prepari orezul? E ok. Păi eu știu că durează. Durează. Dar roșiile pentru ce le tai cuburi? Pe să le pun în mâncare. În care mâncare? În peștele ăsta. În peștele ăla. N-ai mai făcut plachie, nu? Nu. A bâșbuit. A bâșbuit într-una. S-au dat ban stânga, ban dreapta. Bala Ioana, bala Stefano. Bala Ioana, bala Stefano. Vei umple dovlecei cu ceapă și cu roșii, nu? Da. Și deasupra voi pune cașcaval. Cașcaval. Ok. Da. Și orez normal. Mă uit la el și nu știu ce să fac cu el. E simpatic, vezi că are gura deschisă. Văd. Țipă la mine, zice, ce ai cu mine? Ce faci cu mine? Că nu știi ce să faci cu mine. Deci, când nu știi ce să faci, folosește-ți... Imaginația. În primul rând, inteligența. Când am văzut Dita mai peștele, nu știam de unde să-l apuc. Ce să fac cu el? Întreb pe Stefan, ce fac cu el? Îl curăț? Păi îl faci așa, îl curăț de solți. Păi are solți? A, nu, n-are, nu-l curăța. Bine, nu-l curăț. Am fost strict ca o maimuțică care a imitat fie ce făcea partenerul din dreapta, fie ce făcea partenera din stânga. De ce ai întins folia? De ce întindeți folia? Ca să poți să pregătesc peștele. Ce îi faci peștelui? Să-l tai. Aha. Și-a dat seama imediat, a prins de zbor că de fapt nu trebuie. O vede pe Ioana, că era chiar lângă el, că nu face treaba să ce. Nu tai. Punem așa întreg. Ok. Și orezul? Mai trebuie. Mai trebuie, nu? Dar plita asta e prea fierbinte. Și de ce nu dai mai încet? Nu merge mai încet, e pe 4, e pe minim. Nu există. E pe minim. Dar la o parte. Da, dar mai și orezul ăsta pentru ce este? Pentru garnitură. Cineva, un bătrân care e mai bolnav? Văd că nu pui sare în el. E așa bun, fără sare? Poți să-mi spui care este ideea? Ideea e de a face un orez așa, cu gust de sos de roșii, adăugând cașcavalul și de a umple dovlecei și de a pune la cuptor. Și merge așa fără foc, fără temperatură? Da, e făcut și orezul și roșii aveam stinsa din aur. Aha. Orez e, l-am lăsat nițel al dente ca să se termine oricum un pic în, da, în dovlecei, da, da. Dar trebuie să rămână un pic ud ca să nu se usuce. Rețeta asta eu m-am inspirat pentru a o face la o rețetă italianească ușor asemănător. Practic este dorada se face la isolana, adică în mod cum se gătește în insule, care prevede tot așa roșii, ceapa, condimente, cum e usturoi, cum e pătrunjel, sare, piper, așa. La cuptor. Ok. La 160 de grade, nu, un pic. Nu, la 160. La 180. 180 de grade, la cât l-am setat, atât e foarte bine. Ok. Văd că ai pus pătrunjel. Da. Și usturoi și ai umplut peștele cu treaba asta, da? Am și presărat pe afară și pus și un pic înăuntru, da? Și boia, ulei pe un pat de ceapa. Andreea, ce faci cu ceapa asta mult aici? O prăjesc, fac umplutura. Pentru... dovlecei. Toată ceapa e acolo pentru ăștia dovlecei ăștia? E, ce rămâne mănânc eu. Ceapă? Dar nu, că ea se face mică când se prăjește. Este clar că Stefano a contribuit foarte mult ca eu sau împreună să ajungem în finală. Am făcut o echipă foarte bună în celelalte două emisiuni. El venea cu ideile și eu executam și eu preparam, le tăiam, dar el venea și punea cantitățile exacte. Tentația mea ar fi de a-l pune de măsline. Fiind tradițional românesc, îl pun de... îl pun la cuptor și îl adaug cum începe să... Pentru mine era clar cum trebuia făcută plachie, care erau ingrediente și cam cum trebuiau coapte, așa, dar a fost vorba, la început am așteptat un pic, pentru că neavând mâncat niciodată, nu știam dacă se gătește întreg sau bucați. Și de asta am și pus ultimul în cuptor, că a trebuit să mă uit un pic, să arunc o privire la ceilalți. A băgat pește la cuptor fără vin. Roșiile nu le-a pus cum trebuie, nu felici, le-a tocat, le-a tăiat, nu știu ce, o chestie italienească, și le-a pus peste pește, apoi vinul mai târziu, o amestecătură, o amețeală, au umplut peștele cu usturoi tocat împreună cu pătrunjelul, n-a pus foarte da fiindcât ar trebui, în fine,
N-a făcut o plachie. Nu știam rețeta preciză. Aveam o idee asupra ce va fi, dar de fapt am făcut și unele greșeli. Sper că să fie tolerate nefiind român. Ai luat tigaia de pe foc. De ce ai făcut treaba asta? Pentru că n-am vrut să ardă ceapa și încă nu eram gata cu roșiile. Și acum o să o pun la loc să se prăjească și roșiile un pic. Okay. Se călească. Dar pentru ce călești roșiile astea cu ceapă? Pentru umplutura de orez. Așa crezi că se pot umple dovlecei, nu? Cu roșii? Roșii, ceapă, orez. Așa. Și condimente. Și brânză o să pun și smântână. Și brânză și smântână. Am stat un pic să mă gândesc dacă să pun brânză sau nu în orezul dinăuntru dovleceilor. Îmi pare bine că am pus. Se pare că așa trebuia. Chiar nu m-aș fi gândit unde aș fi putut să pun brânza în altă parte. Deci pur și simplu asta a fost... am stat destul de mult să mă gândesc ce ar trebui să pun în orezul în care o să umplu dovlecei. Există vreun preparat similar în Italia? Nu. În general s-ar pune cașcaval, adică parmigiano deasupra și eventual un pic de mozzarella printre orez. Dar neavând... Dacă n-ai parmezan, n-ai ce să pui, nu? Ba nu. E brânză, dar am gustat, mi se pare un pic acră și cred că... Brânză acră? Da. Mi s-a părut un pic acră și având deja roșii, care deja sunt un pic acrișori și ei, mi-a fost frică să nu stric tot. Și am preferat să-i fac simpli, poate prea mediteranieni pentru gustul dumnealui, dar mă rog. Ce e acolo? Pezmet cu boia. Interesant. Acum punem. Ai descoperit la ce folosește pezmetul. E bine. Am fost, mi se pare, ca singur care i-a gratinat în mod tradițional, adică cu pezmetul, pentru că el alții văd că nu prea au folosit. Eu știu că folosesc des legume gratinate la cuptor și, mă rog. Deci asta a fost ideea, să scoți da. Peștele. Da, se începe să rumenească un pic. Aha. Eu, în general, când pun vin, că se folosește destul de des și în pregătirile italianește, am pus-o, mie îmi place să o pun când preparatul este încins, pentru că atunci evaporează foarte repede și nu pătrunde în alimente gustul ăla de vin crud. Vreau să te întreb, care este părerea ta? Se va arde pătrunjelul pus peste dovlecei sau nu? Se va arde. Atunci de ce l-ai pus? Ca să dea gust. Ars. Păi da, dar poate nu-l las până să se ardă. Ok. N-am înțeles. Pătrunjelul împreună cu ceapa trebuiau să constituie un amestec, un sote, care împreună cu miezul dovlecerului, sotate toate să umpleau dovlecei, bineînțeles, în amestec cu orezul fiert și cu brânza. Și oarecare gust de la pătrunjel. Chiar dacă știam că se vor arde, totuși am pus pătrunjel la cuptor și am scos dovlecei mai devreme, încât pătrunjelul să fie doar așa, un pic rumen pentru gust. Ai probat peștele, Andreea? După ochi l-am probat. După ochi. După ochii cui? Eu, spre deosebire de toți ceilalți, am băgat usturoi în burta peștelui. Să dea gust, să dea aromă. După care am mai pus peste pește tot așa roșii tăiate, rondele, ca așa am zis la Ioana, și l-am băgat la cuptor. Acum mi-am zis gata, când îl scoate ea, îl scos și eu. Și așa a fost. Numai că ea l-a băgat înaintea mea, eu l-am scos odată cu ea și al meu a fost nefăcut, deci mi-a luat țeapă. Unde îl probezi tu? Unde se încearcă peștele, lângă Ioana? Cap. Lângă cap. Și? Zic că e făcut. E sigură? Da. Îl prezentați cum vreți voi. Andreea, știi? Nu. Mă uit la el și nu știu de unde să-l apuc. Păi apucă-l de undeva. Uite-te la alții. Mă uit. Dar să fac mai repede, că nu mai avem timp. Aha. Vezi că merge? Era prea mare. Pentru că... Dar uite-i capul, îl arunc. N-are nicio importanță pentru mine. Atâta vreme cât faci două porții, este foarte ok. Andreea Bălan... Mi-e drag de ea. Sunt fan Andreea Bălan. Dar la bucătărie nu prea se pricepe. În schimb, este inteligentă și prinde de izbor. Cu siguranță, dacă va mai prepara vreodată plachie acasă, pentru ea sau pentru cine dorește, o va face mai bună ca acum. Văd mare mizerie pe mese și vă anunț că mai sunt 7 minute.
Deci peștele tău era făcut? Nu te uita acum, pune-l în tavă, că o să scadă. Cât mai frumos! Am învățat, practic, după această probă să gătesc și eu plachie de pește cu legume și uitându-mă la colegii mei stânga-dreapta, am învățat și etapele. Deși eu sunt mult mai rapidă și mult mai energică, aș fi făcut mai repede preparatul dacă știam dinainte să-l fac. Așa trebuie să aștept. Și acum ce face? Și acum ce face? Dacă ei făceau mai repede, făceau și eu mai repede. Pentru că mă mișc mult mai rapid. Stefanu, eu am văzut ceva la peștele tău acolo. Și eu. Am văzut sânge. E un pic cam înapoi. M-am dat seama și eu. Trebuie mai mult. Eu l-am ținut cam 20-22, dar acolo lângă capul era cam un pic crud. Cred că aproape de 30 ar fi fost perfect. Fiind un pește de peste un kilogram, peste un kilogram cu viscere, cam un kilogram jumate, un kilogram 800 a avut el cu totul, dar am eliminat viscerele și solzii și a rezultat un pește cam de un kilo 100, un kilo 200. E la gramajul acesta și cum este crapul mai cu spatele mai tare, trebuie ținut cam o jumătate de oră, 35 de minute în cuptor. Mult mai bine era dacă ar fi acoperit tava. Niciunul n-a făcut-o, așa că nu o să mai comentez amănuntul ăsta. Stefanu cu peștele în sânge, ce faci? Ei, am scos partea mai da? În sânge. A fost inspirat și cât mai a avut, atât timp, puțin cât mai avea la dispoziție, a băgat peștele înapoi în cuptor. Dar pentru asta trebuie să o depunctez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, calmați-vă. Nimeni n-a făcut soteul de dovlecei corect. Toți au aruncat miezul dovleceilor. Nimeni nu a tocat și nu a preparat soteul de ceapă cu rădăcini de pătrunjel măcar. Marea majoritate au folosit roșii. Afară de Ioana, mai nimeni n-a folosit brânză de vaci. N-au înțeles ce rost are pezmetul. Asta n-am știut, că m-am zis, neavând nici gătit, nici mâncat niciodată, m-am inspirat așa, mers după simțul meu, da? E crud. Mie îmi place și crud. O pun și în salate? Păi ție, ție. Dar noi suntem în România acum. Dovlecel, crud. Bun, ce ai făcut cu... No, da. Nu merge. La mine nu merge. Asta avem dovlecei umpluți. Da. Dovlecei trebuiau umpluți cu ceapă tocată, călită cu rădăcini de pătrunjel, da. Amestecat cu orez, pe jumătate 3 sferturi fiert, cu un pic de brânză de vaci, deasupra... pezmet și cașcaval, da? După ce scoteam, puneam smântâna. Ai făcut puțin altfel, acum o să gust. Da. Peștele. Trebuia umplut cum ai făcut tu, nu e rău. Ai amestecat pătrunjel, da, cu usturoi și ai pus înăuntru. Nu e rău. În mod normal să pun foie de dafin, cimbru, un pic de usturoi sau oricare din el. N-a fost greșit. Nu a fost greșit. E bun. De data asta cred că m-am descurcat bine. Am făcut porții un pic cam boierești, așa, că am pus un dovlecel umplut la fiecare porție, adică două jumătăți, ceea ce poate era prea mult. Dar a mers, cred că. Bun. Peștele trebuia acoperit cu felii întregi de roșii. Toate roșiile. Tot. Bravo. Toate trebuiau puse deasupra. Le-a acoperit. Andreea, tu vorbești acolo? Nu, nu. E gustos. Am să gust din treaba asta. Asta e tot ornamentală. E salata, cum o fac în Orientul Mijlociu. Da. Cu ceapa, boia și pătrunjel. Da, numai că acolo să puneți zeamă de lămâie, puteți cu oțet. Da, nu m-am gândit. Se a creștut. Ceapa vreau să văd dacă e făcută bine. N-ai făcut-o cum se face? Nu, n-am știut cum se n-ai face. N-ai știut. Ceapa e nefăcută. În rețeta asta italiană se face așa, n-am crezut că e așa de important, pentru că ceapa, chiar dacă rămâne ca oricare legumă un pic mai cruduță, cred că nu e baie. Mie chiar îmi place să fie un pic mai, să se simtă un pic. Hai să vedem dovlecei. Dovlecei sunt mai puțin făcuți. Ei băgat, mi se pare, ultima în cuptor. Da. De ce? Te rog după Stefanu să pui roșii, nu? Da. Dar de ce, mă? Da, da, nu în totalitate. Iar nu, păi am văzut. Trebuia să pui și pezmet. Păi n-a pus niciunul pezmet ca să mă iau după ei. Stefanu,
L-am peștele pierdut. Tău. Vreau să văd gustul. Ceapa trebuia tăiată. Am avut și ceapă tăiată. Da, asta se poate mânca așa. L-ai ținut? Da. Dar rolul cepei era să facă un pat pește. Am făcut pește. Pat. Peștele nu prea ai făcut. Dar are, are ceva gust. Vreau să văd orezul simplu, dacă are gust. Pentru cineva care acum a făcut pentru prima oară așa ceva. Prima oară e bine, nu? Da. Perfect. Aranjat frumos. L-ai copiat pe Stefano și la chestia asta. Nu putem să servim și roșii necoapte, dar de asemenea umplute cu aceeași umplutură care a fost dobleciei. Nu merge, nu se potrivește. Coloritul este ok. Foarte bine, roșu merge, se potrivește și cu albul orezului, dar nu în felul acesta. Deci a făcut greșeală. Deci l-a făcut-o și Stefan. N-ai ieșit pe margine farfuriei? Da. Văd că ai pus și rădăcina de pătrunjel în cuptor. Da. S-a mai ars. Nu e rău, dar nu e foarte bine. Acum, după prima probă, chiar sunt foarte încântată, pentru că n-am mai gătit niciodată așa ceva. N-am auzit în viața mea de plachie de crab cu dovlecii umpluți. Sunt foarte surprinsă că mi-a ieșit ceva. Chiar dacă m-am uitat la colegii mei și am făcut și ce a făcut unul și ce a făcut celălalt, totuși mi-a ieșit și are a avut gust bun. Tu ai pus prima oară peștele la cuptor, dintre toți. Și l-ai scos prima și peștele tău e făcut. Bun. Știi ce nu? Am văd o roșie întreagă acolo. Roșia trebuie să le găsesc și aici. Da. Din punctul meu de vedere, e un preparat care arată bine. L-ai lucrat, văd că și dovlecei i-ai tăiat ca pe pijama, nu? Nu plac. Adică dovlecei n-am vrut să aibă toată coaja. De ce? Decât să aibă puțină să îi țină. Pentru că coaja e cam tare, după părerea. A dovlecei? Da. Adică nu, mie nu-mi place coaja de dovlecei. Are cele mai multe vitamine. Am pus brânză în orez. Ai pus. Peștele ai făcut, sosul îmi place foarte mult. Mulțumesc. Da. Puteți să stopești și dovlecei. Bun. Bravo. A avut o cireașă pe tort, a avut acel sos de smântână gustos. Bravo, cu usturoi. Chiar dacă nu este în rețetele mele așa ceva, pentru că le-am spus la un moment dat că m-aș bucura să vină cu un decor preparat care să dea valoare farfuriei, a reușit să facă treaba asta. Bucățile mici de dovlecei, cum îmi plac mie, nu farfuria plină, peștele prezentat frumos, m-aș fi bucurat dacă era mai multă roșie deasupra, dar a fost bine. Bravo, Iona! Hei, Mircea Zara! Ia să vedem. Ce ai făcut tu? La tine arată bine preparatul. Numai că n-ai folosit farfuria. Uite că dovlecii trebuiau ținut un pic mai mult și la tine. Dar... Așa, e mai bine calculat. Dar din mijloc sunt mai bun. Da. N-am înțeles de ce ai ținut orezul atât de mult în apă. Ca să n-ai surpriza să dai de vreun bob de fiert. Mai trebuie sare. Sare trebuie. Aici, mă știu, mi-ai făcut. Pe lângă cap nu era făcut. Era sânge. Mi-ai măcelărit peștele, Horia. Mi-ai distrus artă și precizie ce făcuia aici la montat cu farfurie. Peștele gustos. Peștele bun altul. Și am zis să las roșia, nu? Ca să-i dea culoare. Da, frumos. Adică finalul... Îți place ce e frumos, așa. Da. În final, da, am fost cel mai lăudat de către Horia, dar tind să cred că nu eu am să câștig. Nu mă văd, eu nu... Nu văd de ce aș câștiga eu când sunt Ioana și Stefano, care mi se pare oricum foarte bune amândoi, bineînțeles și Andreea, dar Andreea ca și mine suntem vaisteluța noastră. Am rămas chiar mirat despre vedete, pentru că aveam o impresie așa, că ei sunt aici doar de pentru audience, dar îmi dau seama că au și ei ceva, au și ei un cuvânt de spus până la urmă. Cred că merit la această emisiune și mai ales după această probă să fiu pe locul 3, 4. Prima probă s-a dus și lupta a fost parcă mai strânsă decât se aștepta, după cum spunea și Stefano. Să vedem ce urmează, poate se mai așează lucrurile.
Dacă ești bucătar amator și ai talent, te aștept la Academia lui Horia, sezonul numărul 2. Sună la numele afișate pe ecran sau intră pe academialuihoria.ro și înscrie-te la preselecții. Dacă ne convingi, faci echipă cu o vedetă și intri în competiție pentru premiul cel mare de 10.000 de euro. O altă probă de 30 de puncte. Diferită față de precedenta, aceasta presupune imaginație și creativitate. Horia dă doar ingredientele, în rest fiecare face ce vrea. Dragii mei, am ajuns la proba numărul 2. Ups. Ați reușit să mă impresionați. În oarecare măsură la prima probă, acum va trebui să mă impresionați și mai tare. Deci aveți un cost surpriză, veți avea 90 de minute la dispoziție, plus cele 5 minute de gândire, răbdare înainte și să vă alegeți de acolo ingredientele. O să vă vorbesc despre ele în timp ce vă alegeți, da? Piersici. Ciocolată albă. În masă aveți o mulțime de alte ingrediente, mai aveți frișcă, bătută, lapte, unt, ouă. Vă rog frumos, 5 minute, gândiți-vă. Putem să mergem la cumpărături, da? 5 minute, dragilor. 5 minute. Singurul desert pe care eu știu să-l fac este tort cu fructe, atât timp cât am blatul deja pus la dispoziție, adică cumpărat. S-au făcut de mami. Și eu doar pun fructele și crema, care o fac după instrucțiunile de pe ambalaj. Deci e simplu. Praf de copt, luați tot ce credeți că vă este de trebuință. Ulei e, da? Asta e șofranul? Unt este. Dacă scrie pe el șofran, ăla e șofranul. Vreau să vă spun că voi răspunde fiecăruia dintre dumneavoastră, cum am făcut și în semifinale, la o singură întrebare. O singură întrebare referitoare la preparatul pe care l-ați ales. Păi ce să fac? Iau ingredientele pe care le-a și Stefanul și ingredientele pe care le-a și Ioana de pe masa cu ingrediente. Și m-am dus și aveam cele mai multe ingrediente. Că am zis, să fac eu ceva, orice face Ioana, orice face Stefanul. Andreea, treci la loc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu mai vorbiți între voi. 0. Gata. Stefano. Ai văzut? Ce o să prepari? O tartă cu crema de ou și brânză dulce, farcită așa cu vișine, adică pus vișinele în mijlocul cremei și deasupra niște piersice de ornament așa tăiate felie subțire. Ok. Interesant. În general mi-e cam teamă de desert, nu prea am făcut. Dar am avut o idee bună, am folosit cele puține cunoștințele de desert pe care le aveam. În primul rând o să fac ce știu eu să fac cel mai bine și o să pun piersicile. Tu dansezi? Da, așa asta. De ce fac în bucătărie cel mai bine. Pun piersicile în vin și fac și eu o tartă cu vișine. Mică o tartă, mică. Deci două tarte mici. Două tarte mici. Super, bravo. Ioana. Eu zi. O să fac un desert de vară cu fructe răsturnat. Deci asta va fi preparatul principal. Apoi o să fac o cremă de brânză ca și... Cremă de brânză? Păi e gata cremă, făcută. Nu, cremă de brânză cu frișcă, dulce, cu zahăr. Deci amestec crema de brânză cu zahăr. Și o pui peste desertul ăla? Da, când e fierbinte. Știam că Horia ar fi vrut să facem un preparat cald. Și atunci m-am gândit la prăjitura asta pe care... O fac destul de des, îmi place foarte mult și se poate face cu combinație cu orice fel de fructe. Adică poți să faci și iarna cu fructe de la conservă, nu-i nicio problemă. Bun, maestro! Nu a rămas decât o alternativă. Să te împuști? Nu. Hai, că nu e chiar așa de greu. Să mă împuști deja. Nu, că nu mai ai pistol, da, s-a dus și pistolul. Și cum nimeni n-a zis clătite, am să fac clătite. N-am absolut nimic împotrivă. Dacă sunt gustoase, sunt super. Și probabil clătitele stropite cu sos de ciocolată albă. Mie mai rămas să sără clătitele, că din ce aveam acolo, iar să fac și eu de cuptor, mi-era ușor frică, recunosc. Vă rog frumos, gândiți-vă bine la ce faceți și faceți cu atenție. 90 de minute înseamnă o oră jumate. Da? Mult timp, vă rog frumos, dați drumul că m-am plictisit. Hai! Eu continui să vă aduc aminte că vă voi răspunde la o întrebare, una singură, unică, referitoare la ceea ce faceți. Nu e obligatoriu să mă întrebați. Eu pot să o pun acum? Poți să pui când vrei tu.
Mircea. Nu mai sunt sigur să mor. Nu mai e sigur. De faptul că trebuie să pun ouăle întregi pentru aluatul de clătite sau separate gălbenușurile de albuș? Îți pot spune rețeta. Da? Din câte ouă vrei să faci? Da. Nu, din câte ouă vrei să faci aluatul? Păi cred câte că... clătite vrei să faci? Două porții trebuie, nu? Da. Păi câte două de porți, patru ouă. Bun, nu. Folosești două ouă întregi pe care le bați, pui un praf de sare, da? Jumate de litru de lapte, mai puțin de jumătate de litru de lapte, întâi, da? Le bați bine, 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 pui un pic de esență de vanilie, aia da? Știam. Pui câteva picături de ulei, dar nu mult, câteva picături de ulei, ca să nu se prindă mai târziu, și după aia dai drumul la făină în ploaie, bați bine, 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 până obții un aluat cu o consistență de smântână, îl lași la frigider. Ai 90 de minute la dispoziție. Lași la frigider un sfert de oră să se odihnească. Uitându-mă când eram mic la mama cum pregătea clătitele, încercam să rememorez momentele acelea și să încerc să-mi aduc aminte cam cum se desfășura tot procesul de pregătire al aluatului pentru clătite. Aha, deci se poate. Ai băgat făină? Nu, încă. Nu, foarte bine. Mi-ai spus rom sau vanilie? Eu n-am spus, am spus esență de vanilie. Dacă vrei să pui esență de rom, poți să pui. Ai și coniac acolo dacă vrei să pui, n-am nimic împotrivă. N-am luat esență de rom, de vanilie. N-ai luat esență de vanilie? Caută la prieten. N-ai luat zahăr vanilat? Ai luat praf de copt, ai luat și zahăr vanilat. Norocosule, din greșeală cât că l-ai luat. Să fie! N-am mai făcut desert în viața vieților mele, nu. Și nu te mint, jur, n-am făcut. Andreea, vezi că ai întârziat, Ștefanul deja a scos... Nu, nu, sunt la fix, sunt... Folia de pe... De eu pe... am scoasă și eu. Acum am... Păi da, da, e la... A, așa. Da, da, sunt pe fază. El a folosit... A luat mai mult decât tine în lingură. Da, da, păi văd, acum am pus te rog eu. Frumos. Doamne. Când mă tot uitam așa la Ștefanul și mă durea și gâtul, că trebuia să fiu discretă și nu să mă uite așa pe față, m-am uitat și eu mai discret. Îmi place emisiunea, dacă, învăț lucruri noi. Dacă Ștefan o dă în bară... Păi eu pot să o dau în bară la tartă, că nu știam tarta și le mai iau după Ștefan la tartă. La după pere aceea, nu? Nu, acolo nu dau în bară. Neavând experiență, a încercat să se tragă așa cu ochii, un pic la mine, un pic la Ioana și, mă rog, așa a completat rețeta ei. Așa trebuie să lipească? E un pic se lipește, la început e normal. Dar vezi că după aia nu se mai lipește. Ok, și la tine cum e? Încerc să-l aduc la... Nu e băgat zahăr încă, nu? Ba da. Este în făină și în mălai. L-am pus la început, odată cu celelalte ingrediente uscat. Și am pus scorțișoară, acum ulei și apă. Îi pui și lapte. Puțin. De ce? Nu știu. Nu e necesar. Sosul de ciocolată nu se face cu lapte și cu ciocolată albă în bemare. Pur și simplu, un pic de ulei era arhi suficient, poate puțin zahăr, ca să înmoaie ciocolata albă și să îi dea o consistență mult mai frumoasă. Dacă vrea apoi să adauge, putea să adauge puțină frișcă, chiar dacă era bătută, care să muia în combinație cu ciocolată. De ce ai pus așa de multă făină acolo? Așa ai văzut la Ștefanul, nu? Da. Nu e un răspuns care mă mulțumește. Ce faci cu... piersicile. Încerc să le amestec cu crema de brânză și cu vișinile câteva... Mă, da, da. Și cu vișinile ca să... Cu asta vei umple... clătitele. Da. Și puțină mentă ca să fie... Nu era mai bine să bagi zahăr înainte în crema de brânză, să contopești bine crema de brânză cu zahărul, să da. Aibă gust și după aia să vii cu fructele bucăți? O să o faci acum? Întreb și eu. Eram convins de faptul că zahărul pudră nu e atât de dulce cât pe cât e zahărul tos. Și am zis, ca să nu greșesc să pun zahăr tos, să nu pun zahăr pudră, am pus zahăr tos. E bine. Ce vrei să faci aici? Tartă. Trebuie să se umfle ele, nu? Și după aia ce faci după ce le-ai umplut cu mogâldețele acolo? Le pun la cuptor. Nu? De când sunt eu pe lume n-am văzut așa ceva? Păi ziceți-mi cum fac mai departe atunci. Și asta poate fi o întrebare. Ok, scoate porcările de acolo afară. Așa. Întinde foițele.
Tot a luat așa. Nu, fiecare în parte. Da. Pune unt ca lumea în astea, pe marginile lor. Dar nu așa, ca la dâlga. Mai finuț și întins fiecare bucățică din aia. Așa. Ia, e destul una? Bun. Da. O pui așa, stai. Și tai în așa fel încât să aibă o margine, ca să se poată prinde și pe marginile ei, da? Noroc a venit Horia și m-a ajutat, mi-a spus să scot aluatul și să pun așa pe fundul formelor și deasupra fructelor, că altfel era jale. Stefano, dar văd că pe o parte mai subțire, pe o parte mai gros. Da. E bine așa? Nu. Nu se va coace diferit? Probabil. Stefano a făcut o tartă interesantă. M-aș fi bucurat dacă n-ar fi folosit două ouă la luat, nu era necesar. Tu ce razi acolo, Ioana? Ciocolată albă. Ca să se topească mai ușor. Nu-i prea mult ulei? O ladiță la așa doar, după care am. Ai mai făcut vreodată clătite, Mircea, Zara? Nu. Încerc și eu să fac clătite. Ceea ce n-am făcut până acum, eu văd. Trebuia mai mult, vezi? Ce? Mai mult în polonic. Nu cred. Dacă pot să pun întrebare? Da! A spus înainte piersici, am spus că le pun crude, dar n-am luat gelatina și se vor negri. Atunci mă gândeam dacă aveți un sfat, nu știu, ceva de genul un sos de piersică. Da. Trebuie să pui apă pe foc într-un vas, da, să clocotească, cresezi ușor piersicile, le arunci în apă clocotită, le lași să se, le blanșezi, le opărești, da? Le cojești de coajă, da? Le scoți miezul, arunci sâmburele, da? Da? Pui un pic de zahăr, un pic de unt, pui piersicile, tăiate bucățele, le amestec, încălzești, pui aromele pe care le conzeri de cuvință, după aia îl strecori, îl pasezi printr-o sită sau îl mărunțești bine cu blenderul, da? Blenderul, poți, da, să mărunțești cu blenderul. Și ai făcut un sos. La început am fi vrut tarta să fie mai rece și să feliez piese și subțirii și să le pun deasupra ca ornament. Dar am uitat să iau gelatina, așa că știam că piersicii, odată feliate, se negresc, devine urute și am zis, băi, domnul Horia, atunci ce fac cu ele? Și ce faci cu alătul ăla? Fac diferit de-a. Îl pun deasupra. Vreau să fac o brioșă închisă. Asta-s brioșe? Acum au devenit brioși. Ok. Să nu devină bombe. Și tu ce faci? Stai cu minte? Da, eu fac un pic de sirop folosind zeama de la vișine. Da. Pentru ornament, așa, când se pune așa în farfurie, pentru un pic de decor, că e colorat, unt, e frumos. Un pic de unt, zahăr și zeama de la vișine. Preparat care l-am făcut asta a fost o invenție făcută pe loc. Știam doar aluatul, că restul nu o făcusem cu crema de brânză, mai ales cu vișine, care cred că e prima oară când le folosesc într-un desert. Ce faci acolo, Mircea? Decojesc piersica. Pentru? Ornament. Îți dau o veste proastă. Ar fi trebuit. Piersica este mai frumoasă necojită. Păi mai am una. Când ai de gând să le prăjești? Uite acum. Fraților, Mircea Zara face clătite. Ești nebun. Te joci cu te încurci? Ia să vezi dacă pot să o întorc. Dar pleacă de aici. Căriști. Ha! Gata. Bravo. Repet, foarte groasă. Când am întors prima clătită și mi-a reușit, adică am fost, oha, am reușit să întorc o clătită direct din prima, așa, știi, nu mă gândesc, credeam că zboară ea. Nu trebuia să le fac o dată și o dată. Și a fost să fie la Academia lui Horia. Prima dată în viață, iată, la Academia lui Horia. A avut Horia parte de o premieră absolută, din partea mea. Deci, sosul? Nu e prânzit. Pe cum se funde, ia. Păi, dar asta e de pe margine. Păi, dar nu luați pe aia de pe margine. Lăsați-o pe aia de pe margine. Sincer să fiu, sosul nu era brânzit, în sensul că se, pe marginile vasului se uscase un pic din sos, deci nu mai era lichid. Și în momentul în care Horia a amestecat în vas, a luat și porțiunea aceea care era pe lângă
pe lângă vas și din cauza asta i s-a părut că a văzut bucățele ca și când ar fi fost brânzit, dar el nu era brânzit. La tine ce gust are vinul? Are gust de vin, nu? Nu bun? Nu-i pui zahăr? I-am pus. Mai pun mai mult? Ar fi fost mai bine dacă ar fi pus vinul la fier de la bun început, cu un baton de scorțișoară, un băț de scorțișoară, puțin zahăr și lăsată tăria alcoolică să evapore. Iar apoi să pună feriile de piersică. S-ar fi imbibat pe ambele părți și ar fi fost mai gustoase. Dar de cum moți? Interesant! Ai gândit ceva? Dar trebuie să le scot acum. Și ți-e rușine de mine? Doamne, nu mi-e frică să-mi se strice! Asta? Cum să se strice? Aoleu. Sau că sunt prea fierbinți? Ah, mulțumesc! Ce frumos! Hei, am găsit un mod de prezentare. Cum ai scos-o? Că n-am văzut. Am tras-o pe de o parte și am pus pe cartie așa de copt. Așa se face. Vai, ce frumoasă tarta! M-am prins până la urmă. Este puțin mai groasă decât foaia de hârtie. Da. Preparatele încep să aibă o formă. Mircea... La mine începe să arate clătita. Să știi că o să bați recordul mondial. De ce? A ce? O să fac clătitele sau cum? Păi dacă e să socotim așa timpul, au fost 90 de minute, mai sunt 20, aproape sunt vreo 15. Deci ai reușit în 70 de minute să faci 4 clătite. Bine, ele efectiv au fost făcute în 15 minute. Restul am pregătit, a luat toate. N-am făcut în viața mea clătite. Mircea Zara este omul clătită. De ce zic omul clătită? Pentru că este singurul care reușește să facă o clătită în 25 de minute. Eu habar n-am cum pot să jonglez tu toate chestiile astea și să-ți iasă preparate. Nici tu nu știi. Cu siguranță n-au gust, dar o să vedem. E, unele au, altele n-au. Întreb și eu așa, ca un bătrân. De ce? De ce n-ai desprins-o de pe margini? Am desprins-o. Și n-ai pus-o upside down. E prăjitură upside down. Da, pentru că asta de aici... Adică cu capul în jos. Pentru că fructele sunt destul de lichide și mi-a fost teamă să nu cap toate. Aia era ideea. Ai mai făcut-o tu vreodată asta? Da. Și ai servit-o tot una așa? De obicei îl pun culcat cu fructe și asta nu. Rostul fructelor de dedesubt este să însiropeze blatul de deasupra. O să nu tot. Eu, de obicei, când fac acest preparat acasă, nu îl întorc pentru că folosesc un vas de iena. Și nu, este foarte greu să-l întorci. Și atunci, de obicei, îl mănânc pur și simplu așa, scot cu lingura și îl pun pe farfurie. Nici nu prea îmi da foarte multă atenție acasă la design sau așa. Dar mă bucur că mi-a zis Horia că e mai ok să întorci pentru că se infiltrează tot sosul acela. Și așa o să fac de acum. Nu exagerați cu decorul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oprește-te, Zara! Gata! Mircea Zara mi-a creat o impresie de om inteligent și de persoană căreia îi place bucătăria. Sunt convins că îi place, dar nu gătește. Întâi, sosul. Prima oară am avut impresia că nu e destul de dulce, dar ai mai băgat zahăr sau nu? E un pic, da. Da? Pentru că e mai bună acum. Tarta. O vânesc pe aici. Aluatul e bun. Îmi place. Și a ținut-o în cuptor cât trebuie, iar aluatul a fost pufos. Bravo lui. Felicitări pentru treaba asta. Frișca asta putea fi amestecată cu bucățele de piersică sau nu știu cu ce. Da, posibil. Mi-a fost frică că dacă și am pus... nu trebuia să-ți fie frică să bagi un pic de zahăr în frișcă, că e frișcă neîndulcită. A. Dacă s-ar fi gândit dinainte și ar fi luat puțin coniac care l-aveam acolo, ar fi fost parfumat. Ar fi fost o nebunie. Hai să vedem cum e tarta întâi. Trebuie să le luați împreună. O să iau, dar e prea mult ca să iau odată, știi? Văd că s-a copt. Mi-a fost mare frică că nu se va coace. Da, îi trebuia puțin mai mult zahăr.
Păi da, ele se mănâncă împreună și cu ciocolată și atunci are zahăr. Că dacă luați o gură și așa, o gură și așa, se combină în gură. Nu e rău. Așa mi-e bine, nu? Ceva, Dumnezeu, să zicem așa, a ajutat-o să iasă bine tartele. Tartele alea acoperite au ieșit bune și aproape gustoase. Fantastic, m-a uimit. Produsul meu cred că a fost foarte bun ca și gust, deoarece s-a combinat gustul piersicilor în vin, care a fost un pic mai acru, cu gustul tartinelor, cu vișine, care au avut un gust mai dulce. Și combinația a fost foarte bună, mie mi-a plăcut foarte mult. Am luat și acasă, să duc la cineva acasă. Crema asta nu e rea, dar îi trebuia mai mult zahăr. Ia să vedem în combinație. E bun. Mă bucur că ai folosit mălai. Îmi plac prăjiturile cu mălai. E bun, ce puteți la mine ta. Ok, bravo. Nu știu dacă am reușit să bat tarta lui Stefano. A fost un preparat elaborat al Ioanei. Și mă bucur că n-a folosit un aluat simplu, ci un aluat de făină cu mălai și zahăr. Unul care a avut gust. Brusturetul ăsta nu-mi place aici. Arată bine în farfurie, dar... Trebuie ușile mai tai de așa. Faci mișto de mine, Horia. Deci un pic. M-au luat căldurile, nu de alta. Și îl deranjez pe domnul Sunetiscu cu... Mamă, ce bună clătite. Pe cuvântul tău. Foarte bune. Să mai faci. Dă-mi și mie un șervețel, te rog. Foarte gustoase. Foarte, foarte, foarte gustoase. L-am surprins cu gustul. Că dacă tot n-am avut un preparat așa pompos cum l-au avut și ceilalți, ca pentru finală, măcar să-l surprind cu amărâtele mele de clătitute, măcar să-l surprind pe Horia cu gustul, cu savoarea aparte, cu aroma aparte pe care ele le aveau și le-au avut într-un final. Combinația, în schimb, de cremă de brânză cu un pic de zahăr, cu un pic de aromă și cu fructe în acea clătită gustoasă, pe de altă parte, că avea și zahăr în ea, și cu un pic de sos de ciocolată albă, a fost demențială. A fost cel mai gustos desert, numai că a fost singurul care nu era de finală. Parcă lucrurile mai rău s-au complicat. Și de data asta concurenții s-au descurcat de minune, deci să vedem ultima probă din concurs. Dacă ești bucătar amator și ai talent, te aștept la Academia lui Horia, sezonul numărul 2. Sună la numele afișate pe ecran sau intră pe academialuihoria.ro și înscrie-te la preselecții. Dacă ne convingi, faci echipă cu o vedetă și intri în competiție pentru premiul cel mare, de 10.000 de euro. Proba așteptată de toți concurenții de mai mult de 9 săptămâni a venit. Nici rețetă impusă, nici ingrediente obligatorii. Libertate deplină. Fiecare concurent va încerca să-l uimească pe Horia prezentându-i capodopera sa. Preparatul la care se pricepe el sau ea cel mai bine. Și asta pentru 40 de puncte. Dragii mei, sunteți pregătiți? Igen! Da, Igen! Tu? Da. Tu? Acum, tu? Bineînțeles! Finish! Ok, vreau să vă văd că sunteți pregătiți. Vreau să vă văd că știți ce aveți de făcut. Este momentul vostru, momentul culminant. Am să spun și telespectatorilor ce o să faceți. Pentru că și ei trebuie să știe ce veți găti. Stefano, tu ai hotărât să faci sepie cu spanac și bruschetta. Că e o specialitate
tipică din Toscana, o regiune din Italia de unde sunt eu, unde m-am născut eu. Ioana, tu vei face rulată de curcan cu sos de smântână pe pat de sparanghel, da? Mircea face muși de vită cu sos de fructe de pădure servit cu taliatele cu piper și usturoi. Andreea face curry de pui cu legume și orez tai. Acestea sunt preparatele pe care voi mi le-ați sugerat că le-ați ști a găti. De data asta aveți la dispoziție 75 de minute. Îmi doresc foarte mult să mă impresionați și ca cei de acasă să vă vadă gătind într-adevăr bine. Din acest moment aveți cele 75 de minute la dispoziție și vă doresc succes mult. Să rămână, mulțumim. E muș de vită, sunt fructe de pădure, puțină lămâie, un pahar de vin, zahăr, foarte important, și de asemenea tagliatele, 3 căței de usturoi, piper și ulei de măsline și cam atât. N-ai altă tigaie? Mi-e imposibil să cred. E de pentru mușchiul de vită. Ok, bun. Tu ce faci aici? O să pun ardei la foc. Și acolo ce faci? Încerc să fac supa de pui. Încerci? Adică o să fac supa de pui. Ah. Ok. Tu ce faci cu fructele acolo? Încerc să fac deja, pregătesc, nu că încerc. Și tu încerci? Nu încerc, fac sosul de fructe de pădure. Chiar fac horia, nu că încerc, ok. Cu supa ce faci? Supa o să fierb rulourile de curcan. Și aici ce faci? Aici o să înmoi spanacul ca să pot să-l toc pentru... Așa-l faci, nu? Îl pui într-o cratiță și după pui pe foc, nu? Da, păi are apă de, la, de când a fost spălat. Sepia era curățată, nu-i așa? Da, da. Ce norocos ești, Stefano. Acum timpul este limitat. Am preferat să fac ceva, poate un pic mai simplu, dar unde mă simțeam mai sigur. Că oricum e ceva care, mai ales în România, nu cred că se găsește foarte des. Gatitul pește împreună cu spanacul sau cu ștevie, chestiile de astea. E ceva un pic mai deosebit. Și acum faci mușchiul de vită, nu? Da. Durează ceva până se face. Cât durează mușchiul de vită? Păi cred că în jur de vreo 15 minute, maxim 20. Și sosul cât durează? Sosul durează puțin mai mult, cred. E în jur de vreo 20 de minute și sosul până scade la consistența și ajunge la consistența de care am eu nevoie. Ioana, ale tot spanacul de care ai nevoie? O să mai pun, e prea puțin. Andreea, de câte ori ai făcut preparatul ăsta până acum? De două ori. Și ce? Dar nu l-am făcut niciodată cu acest... curry. Da? Am folosit pastă de curry. Aici e praf de curry. Celălalt se prepara altfel. Acum a trebuit să schimb un pic. Trebuiau să-mi aducă curry la borcan, pastă de curry, nu praf de curry. Pentru că acea pastă de curry se gătește înainte cu laptele de încă de cocos. Așa praful curry, pur și simplu îl pui, îl adaugi în timp și asezionezi în funcție de cum îți place ție să fie de picant. Acolo ce ai făcut? Am pus ricota cu spanac, cu busuioc, cu o lingură de pesme. Da. Acum o să pun ou și o să condimentez. Și o să mai trebuie să pun ardei. Dar i-am lăsat un pic să se moaie. Și cu amestecul ăsta umpli... Umplu pieptul de curcan. Pieptul de curcan. Am pus chili, că nu e picant. Nu e picant deloc. Dar nu trebuie să fie foarte picant. Păi de-aia e curry, să fie picant. Curry nu e un sos picant. Aici ai ceapă. Și apio. Și țeline, da? Da. Și astea ce faci cu ele? Astea le trag la tigaie cu unt. Practic fac o prăjeală. Le sotez, da? Da. Și după aia adaug sepie. Da. Înainte asta tentacule, pentru că sunt un pic mai tari și în general necesită timp de coacere un pic mai mare. După aia un pic, adică după aia adaug sepie fășie, da. Așa. Sfumez cu vin alb. Și după aceea aș pun roșii că se începe să... După spanacul ce faci? Spanacul îl sotez cu un simplu, cu un pic de ulei de măsline și un grăun de usturoi, un cațel, da, de usturoi. N-adaug apa, că în fiind proaspăt, cred că nu e nevoie, pun decât capacul că să se facă în zeama lui, adică în apa care va lăsa el. Și după aia, ca o timp de coacere foarte diferite, când sepie sunt aproape făcute, se pun
asta împreună și se amestecă. Am uitat că o să pun și un pic de ardei iute, nu mult, că nu știu dacă la toată lumea place. Asta care am prezentat eu este o rețetă care eu am prezentat în timp de 50 de minute. Ardeiul copt, ce va urma să faci cu el? O să-l adaug în compoziție. O să-l toc mărunt și o să-l adaug în compoziție. Și carnea o fierbi aici, pe mașina de grădină, nu? Da. O fierbi sau o înnăbuși? O înnăbuși cu capac. Ceea care s-a bagat în ceva mai complicat, care era un pic mai elaborat, a fost Ioana. Sincer, rulada prevede și îndemânare și ceva timp, mă rog, acum n-am stat să observ fiecare pas în parte, că aveam și eu treaba mea, dar mă rog, am văzut că a comentat destul de mult și la ea, Horia, sper să fie greșit cu ceva, oricum, sper că am șanse mare să fiu pe locul întâi. Eu vă recomand să nu vă grăbiți, să aveți timp suficient la dispoziție. Așa? Trebuie să fie lichid. Așa și așa, nu? Da. Ceapa verde o pui la sfârșit? Da, da, da. Și busuiocul la pe... A, și pui zeamă de lime, nu? Da. Zahărul brun, ce ai făcut cu el? Cum? Cu zahărul brun. Am pus. Se pune două linguri de sos de pește și două de zahăr brun. Mm-hmm. Tu, Ioana, acolo e vermut? Da. Și ce faci cu el? Rulourile de curcan o să le fierb în vermut și supă de pui. Wow! Pe tine, Stefano, nu te mai întreb nimic, că văd că... Am pus vin, aștept să evaporeze. Sepia este aproape gata, nu? Nu, mai are. Ce mai are? 10 minute? Da, cam așa. De fapt, mă apuc să fac și spanacul. Asta e o... preparat care nu este foarte complicat, dar necesită foarte multă atenție. E suficient să tragi la tigaie un pic mai mult sepie și în loc să devine moale, începe să se întărească, adică obții efectul invers. Și după aia nu o mai pot redresa. E vorba de atenție. Necesită totuși un pic de tehnică. Și spanacul nu trebuie fiert, trebuie făcut doar în apa care va lăsa de la el când se calește. Cât timp trebuie să fierbe orezul? Până se umflă și după aia... Dar ce volum de apă? Adică cu cât mai multă apă trebuie dublu să pui decât orez? Dublu? De ce pătesc obitori? Mi-e teamă să nu se desfacă, de obicei le ca un arici. De obicei le coață, dar... De obicei le legi cu ață? De ce n-ai cerut ață? E ok și așa, decât că nu vă place cum cu scobitori. A băgat o mulțime de scobitori în acel rulou, care, fie vorba între noi, putea foarte simplu să-l ruleze într-o folie de plastic și îl fierbea ca atare, îi dădea de lumina de balotină, și că balotină și este. În fine. Ai făcut orezul ăla? Nu, mai trebuie apă. Mai trebuie apă? S-a umflat prea tare. E focul prea mare. E... și se face cu capac. Chiar și preparatul meu cred că este un preparat greu, pentru că, deși aparent pare simplu că tai niște legume, pui puiul, apoi pui legumele, pui chiuriu, este foarte important, sunt importante proporțiile. Important este cât lași să se gătească, cât chiuriu pui, cât sos de pește, cât ulei soia. Și numai un adevărat bucătar poate să le combine încât să iasă gustul acela tailandez, că nu e ușor să gătești mâncare tailandeză. Cu pesmetul ce faci? Cu pesmetul am pus în compoziție, ca să o legi. Ok. Asta e gata, preparatul ăsta al tău? Nu, mai trebuie să-i pun ceapa și busuiocul și lime-ul. Ceapa și busuiocul. Sunt curios cum a ajuns busuiocul în această mâncare. De ce? Nu se pune? Păi în Asia nu e busuioc. Mă bucur că am venit la această emisiune, pentru că astfel am învățat chiar să gătesc. Dacă până acum eu mâncam această mâncare gătită de altcineva, acum într-o dată pot să spun, gătesc eu în seara asta! De ce fum mega uleiul acolo? De ce fum mega? Da. Ce faci cu el? În el trag pastele și cu piperul și... Uh-huh. Tot ce trebuie. Dar să știi, când începe să facă fum, începe să devine toxic în același timp. Și atunci am renunțat și am zis că poate îi mai găsi eu pe acolo o zână bună care să-mi arunce 3 căței de usturoi și să refac povestea cu ulei. Și am găsit zâna cea bună și am găsit și căței de usturoi și mi-a ieșit taliatelele într-un final. Crezi că e gata, Ioana? Nu, vreau doar să le deslipesc. Era mai bine să încingi lichidul și după aia să le pui înăuntru.
Tu ai pus întâi petigaia goală și după ai pus lichidul. Normal că se lipesc. Văd că acolo e o zeamă de fructe de pădure. Așa vrei să fie? Aproximativ, pot da. Să te întreb de ce ai fărămițat fructele de pădure? Le-am fărămițat. De ce? Pentru a căpăta gust, sosul cu adevărat, să capete aroma fiecarei fructe de pădure. Cel de la care am învățat, tocmai asta mi-a spus că nu, datorită sâmburilor care, pe care iau, de pildă, murele, fragii sau zmeura pe care o aveam, deranjează consumatorul, îl deranjează pe cel care consumă respectivul sos. Și e de preferat să le strecori, să le treci printr-o sită, să strecori tot ok și să lași doar sosul care de fapt îi și dă gust mușchiului de vită. Și acum... orezul, nu? Da. O să stea? Da, pentru că e cald, după aia când e rece nu mai stă. Da? Zic eu. Și tu ai terminat aici? Da, mai am de aranjat. Aha. Și bruschetele după aia, nu? Da, bruscheta trebuie să rămână crocantă. O pun pe lângă. Ok. Ca să înțeleg eu, sepia cu mâncarea asta interesantă se pune pe un pat de pâine, nu? Da. Pâinea care ai, tot prăjit-o la fel fript-o, da? Prăjit-o și fricat cu usturoiul. Ah, să dea aromă de usturoi. Da. Ok. Parmezanul l-ai băgat înăuntru, nu? În compoziție, da. M-am pierdut în momentul în care mă gândeam că nu o să reușesc să termin și încercam în minte să-mi dau seama care din cele trei garnituri nu o să le fac. Deci m-am gândit la un moment dat că eventual, nu știu, o să renunț la roșii sau la sparanghel ceva ca să pot să termin preparatul. Ce-am făcut? Tu ești mare șmecheră. Ți-ai dat seama că dacă pui sosul prea devreme, se răcește. Mâncarea nu va mai avea gust și se va răci. Da. Ai realizat pe de altă parte că dacă pui orezul, el stă cald înăuntru și când pui sosul, va deveni și la cald. Da. Nu face rău ceea ce faci. Estimasem că o să-mi ia ca timp 45 de minute și cam atâta mi-a luat. Numai că Horia ne-a dat foarte mult timp, probabil și în funcție de ce și-a lăsăsără ceilalți colegi ai mei. Mai sunt aproape 10 minute. 9 minute, să spunem noi. Tu, Ioana, cât mai ai? Mai cât am. Mai ai? Cred că vreo 15. Dar de ce ai scos carnea? Ca să o tai, vreau să fac un sos. Sos? Da. Ok. Vreau să le montez frumos. Vreau să arate bine. Să nu fie o poșircă. Andreea Bălan, cu tine vorbesc. Da. Ai noroc? Da. Ți-a fost frică? Da. Ți-a fost frică să nu fie crud, nu? Da. Și acum ți-e frică? Nu, sunt ok. Aha. Un minut pentru toată lumea. Toți ar merita să câștigăm, dar sper că câștig eu, totuși. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ioana, oprește-te, te rog. Eu am montat preparatul, cred că cu un minut înainte să se termine timpul alocat provei. Hai să vedem. Pâinica asta muiată e foarte bine. Cred că trebuia mai mult usturoi. Mai mult usturoi? Da. Freca pâine ca să rămână, să nu fie prea preponderent. Vedem și bruscheta. E bună bruscheta, nu? Foarte bună. Nu vreau să ne căzesc preparatul ăsta de sepie, dar parcă bruscheta e mai bună decât preparatul. Mai iau un coadă, poate greșesc. Mai mult piper, mai mult usturoi. Pot să spun că între ghilimele, așa, după părerea mea, dacă contează cea lui Horia, a ieșit ca la carte. Adică eu am gustat din el și a ieșit exact cum mi-l aminteam eu, cum domnul Horia a comentat că poate îi plăcea mai mult usturoi sau mai mult piper, dar, mă rog, până la urmă aici e vorba de gusturi. Eu spun că rețeta, din punct de vedere tehnic, este făcută bine.
acum mai condimentată, ține și de gusturi. Am văzut că la fiecare preparat pe care îl servești, vrei să ai farfuria plină. Ori să de foarte mult timp la turnul Măgurele, ori specific Toscanei, da. Să ai farfuria plină. Din punct de vedere al bucătarului profesionist, nu e foarte bine. Din punct de vedere al gurmandului, mâncarea ta nu este rea deloc. Preparatul în ansamblu lui, afară de un sote de spanac și de un sote de sepie, n-a avut nimic mai mult. Bruschetă și un pic de pâine prăjită cu usturoi. N-a fost foarte, foarte elaborat. Bruscheta este foarte bună, acolo mai trebuia un pic, sepia este gătită ok, adică e suficient, nici prea tare, nici prea moale, am înțeles. Roșiile sherry, asta roșiile felii, parcă nu trebuiau acolo, dar în fine. Suntem pe aproape. De ce ai pus brusturetul ăsta aici? Busuiocul? Da. Pentru că busuiocul trebuie mâncat fresh. Bun, deci nu ai tăiat felii? Așa am văzut eu că se face. Felii? Trebuie să tai mic? Da, vreau să văd cum e făcut orezul. Eu sunt un fan curry. Da? Mă bucur. Și? Curry. Și gătesc curry foarte bine. E bun. Mulțumesc. Orezul e puțin cam legat. Pentru că nu l-ai făcut ca la carte. Ai pus apă peste orezul făcut, ceea ce nu e bine. Legumele sunt puțin cam muiate. Da, trebuia mai cruz, dar... Și nu se taie așa. Se taie pe lungime. Da. Da, știu. Și puțin oblic, da? Da. Cum, ce a făcut, i-a ieșit. Ești aproape. Nu ești departe. Mulțumesc. Eu habar n-am să fac un milion de lucruri în bucătărie și mai ales să gătesc în general. Și atunci, normal că s-a luat de mine când orezul era prea închegat și am mai pus apă și n-am calculat suficient de mult apa de la început. Dar am fost șmecheră și n-am servit mâncarea rece și chiar dacă am terminat mai devreme, mi-am reîncălzit chiuriul, deși pusesem orezul în farfurie. Măcar am servit o mâncare caldă și a fost cât de cât apreciată. Eu cred că m-am descurcat bine și sunt foarte mândră de ce am gătit eu, care nu știu să gătesc. Arată bine. Mai puțin piureu. Hai să vedem cum este curcanul. Ai scăpat. Curcanul e făcut. Ai pus și sare în el. Ai pus și piper în el. Îmi place piperul. E bun. Sparanghelul. Uite, no. E bine. Niciun caz. Trebuia sare pe roșii. Sarele îndulcește. Da. E bun. Ai avut noroc. E și preparatul. Mai erau câteva secunde când l-a terminat. A avut de făcut un sote de spanac, a avut de copt ardei, care împreună, tocate, mărunțite și amestecate cu parmezan și cu brânză ricota, au constituit o umplutură pentru pieptul de curcan care a fost bătut. Deci a muncit pe acolo. Exact cum a zis și Hulia, preparatul meu a fost cel mai dificil. Nu numai că a fost cel mai dificil, dar am lucrat până în ultima secundă, adică dacă la cealaltă probă cu desertul am stat și am așteptat ceva timp, acum chiar până în ultima secundă am făcut ceva. Din punctul meu de vedere, a fost prima oară în care a arătat exact așa cum mi-aș fi dorit să arate. Am o problemă cu sosurile acrișoare atunci când vine vorba de mușchiul de vită. O să-l iau așa, că îmi place. Mușchiul e făcut corect. Chiar dacă nu l-ai pus pe cea parte care trebuie. E gătit corect. Pastele au gust, Mircea, dar le-ai făcut prea mult. Sunt prea moi. 8 minute în cazul lor. 7 minute puteți să le lași tot la fel de liniștit, pentru că le-ai mai pus și în tigaie împreună cu uleiul. De la... Da.
Moale. Bun. Bun. Puțin cam simplu. Mă bucur că Horia aprecia faptul că a fost foarte bine făcut mușchiul. Per total sunt fericit. Recunosc. Să rămână. Vă mulțumesc. Felicitări. Mulțumim și celor care ne privesc că au avut răbdare cu noi. Și urmează premiu pentru câștigător. Cred că aș merita așa să fiu pe primul loc din prisma ultimei probe. A ieșit și foarte gustos. Mi-a plăcut cum a ieșit. Dar nu știu ce să zic pe ce loc sunt. Sper că pe primul. Poate să fiu pe locul 2 după această probă. Dar în clasamentul general, cred că sunt pe locul 3. Gata, s-a terminat. Concurenții au emoții maxime și noi la fel. Mai așteptăm? Nu mai așteptăm. Să aflăm marele câștigător. Dragii mei, ați ajuns la finală. Finala finalei. Finala finalelor. Maxim. Vreau să vă spun că vă felicit din tot sufletul că ați ajuns până aici. Ați rezistat, ați învățat, ați gătit pe rupte poate mai mult decât o faceți acasă unul dintre voi. Sigur. Sau poate mai puțin decât o fac alții. Și drept dovadă a aprecierii noastre, a mele personale și a sponsorilor emisiunii Panzani și Fux, vă ofer din partea sponsorilor câte un coș, un panel. E greu. Și câte o pungă plină cu condimente și produse de la Fux și de la Panzani. Asta este pentru că ați absolvit Academia lui Horia. Și cu toții veți primi aceste daruri. Acum că v-am felicitat, trebuie să vă spun că v-ați descurcat bine, înspre foarte bine, dar nu foarte bine. Hai să trecem la prima probă. La prima probă, pește. Saramură, firar, ia de saramură, de la turnul Măgurele. De fapt a fost plachienul chiar saramură. Da, da. Ați reușit cum necum să o faceți, da? Notele. Mircea, 20... și 3 de puncte. Ioana. Asta este despătit. 25. Eee. Da, pentru că ea a făcut peștele să fie ca lumea. Andreea, 21. A, nu te superi? Nu mă super. Știi din ce cauză? Da. A fost cu sânge și cu nu știu ce. A fost Stefano, 23. Aceeași problemă a tine și cu sângele, da? Ei, proba a doua a fost puțin mai strânsă decât prima probă. Mircea. Mulțumesc pentru ajutor. 20. Ioana, 24. Bun. Andreea, 21. Stefano, 24. Da? Ultima probă. Proba a treia, masterpiece. Deci, ați făcut preparatul care este cel mai interesant din toate pe care le cunoașteți. Cel care vă reprezintă. La această probă mă așteptam de la toți la mai mult. Ok. Mircea, tu ești primul. Din 40 de puncte de data asta, da? Da. 29. Exigent. Maxim. 72 de puncte este totalul. Ioana, tu ai făcut preparatul cel mai complex. Ai avut mare noroc. Ai avut mare noroc că ai terminat în timp. 33 de puncte și un total de 82. Destul de mult. Andreea, te-a depășit. 30 de puncte și un total de 72. Te l-ai încălzat. Ce tare. Am crezut că sunt doi. Ei, cine credeți că va câștiga acum? Stefan a făcut un preparat deosebit. Sepia este ceva ce nu se gătește în România. Bruschetele au fost demențiale. A fost interesant, dar au fost doar două preparate. Și pentru asta te-am notat cu 32 de puncte.
și un total de 79, ceea ce face ca... Ioana să câștige! Ioana Grigore să fie câștigătoarea! Felicitări! Felicitări ție, felicitări tuturor! Sunt convinsă că a fost și noroc, a fost și o conjunctură, am ales poate și preparatul care trebuia ales pentru Masterpiece. Nu cred, sub nicio formă că Stefano n-ar fi putut să facă mai mult. Dacă ar fi făcut o sepie umplută sau o sepie și ceva pește pe lângă sau nu mai știu ce, ar fi fost câștigător. N-a făcut-o? Asta este. Am trăit cu speranța până la urmă că poate am și eu o șansă. Sincer, am fost aproape. Ce să zic? S-a puntat faptul că și-a ales un preparat mult mai complicat față de al meu. Uite așa. Felicitări și ție. Asta este premiul. Am făcut echipă. Ioana Grigore. Mulțumesc. Bravo. Mă bucur că a câștigat exact cine trebuie să câștige. Bravo, Ioana. Bravo. Bucură-te de ei. Bravo. Felicitări și mulțumesc celor care ne privesc. Mulțumim și noi. Și mulțumim echipei, mulțumim mult. Sunt foarte fericită. Acum nici nu știu, chiar la un moment dat am început să plâng de fericire. Emoțiile au mai trecut între timp, dar sunt foarte fericită și mă bucur că chiar nu mă așteptam să ajung. Eu de la început, când am auzit că sunt 4.000 de oameni care s-au înscris la această emisiune, nu mă așteptam nici în cei 18 să intru. Un pic de regret rămâne, pentru că, sincer, unele greșeli puteau fi evitate din partea mea și atunci poate reușea. Dar așa e viața.